Odată Zoe Dumitrescu Bușulenga, o lume fără trecut este o lume fără morală. Nu se mai pune preț pe valorile morale, pe încrederea în Dumnezeu, pe demnitate umană, pe identitate națională, sunt cuvinte care nu se mai folosesc prea des. Uităm de unde venim, nu știm unde mergem, suntem complet deruptați, mai ales tinerii. Și pot spune că dacă nu aș fi avut o atât de mare admirație față de calitățile morale și spirituale acestor oameni, nu reușeam să le duc la finalitatea acestei lucrări. Și pentru acest lucru, pentru faptul că argumentul spiritual a fost mai important decât nemulțumirea mea sau mulțumirea mea în legătură cu modul cum sunt realizate, în niciun caz un artist nu este mulțumit în întregime de ce face, cel spiritual a fost mai puternic și bucuria mea de a aduce aici, pe simezele Galeriei Ștefan Lucian, aceste lucrări, această serie de lucrări, a fost o bucurie enormă și a eclipsat tot altceva. Aș dori pe această cale să mulțumesc, fără cei dragi nu aș fi reușit să ajung aici, soțului meu, Adrian Goțan, care în toți acești ani a avut răbdare cu mine și a înțeles că am nevoie de timp și datorită lui am început să înțeleg cu adevărat ce înseamnă încrederea în Dumnezeu, ce înseamnă aceste valori morale pe care acești oameni le au. Și Alexandrei, fetei mele, care și ea la rândul ei m-a susținut. Doamnei Florentina Toniță, care în momentele mele de cumpănă și în viață și în artă m-a susținut și mi-a zis, a menționat că într-adevăr asta este direcția ce mă reprezintă și prin asta mă pot apropia mai mult de Dumnezeu. Și în ultimul rând, domnului profesor Hreniuc, Victor Hreniuc, care m-a arătat culoarea, tot ce este legat de culoare, am învățat de la domnul profesor Hreniuc. Și vouă tuturor, domnul Median, doamna Iana, vă mulțumesc din suflet pentru tot și vă invit să vizitați expoziția. Vă scuzați că am emoții.